Tuberculoza este una dintre cele mai frecvente boli contagioase care continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică în întreaga lume datorită multiplelor implicații pe care le are la nivel de individ și societate. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași, în colaborare cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iași, cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa și autoritățile locale, au organizat timp de o săptămână diferite campanii de informare în rândul populației cu privire la importanța di diagnosticări din timp a acestei boli. Anul acesta au fost prioritizate zonele rurale unde accesul la serviciile medicale sunt reduse.